Sunt două zone mari cu probleme, este zona lungilor și zona gurilor, cum generic le numim. Relativ spus, e o zonă cu probleme, este o zonă care se dezvoltă exponențial din punct de vedere imobiliar. Într-adevăr, infrastructura rutieră și edilitară a rămas puțin în urmă. Sunt convins că se va rezolva odată cu aprobarea PUZ-ului și reglementarea circulației în acea zonă și introducerea utilităților în acea zonă, absolut necesară. Dar pe ansamblu, la modul general, vă pot spune că odată cu aprobarea PUZ-ului se vor reglementa toate aceste aspecte. În prezent, planul urbanistic zonal al sectorului 3 se află la Primăria Capitalei în dezbatere, aflat în Comisia Tehnică de Urbanism, unde specialiștii în arhitectură și în urbanism analizează oportunitățile și problemele acestui studiu, urmând să emită acest aviz tehnic, respectiv avizul tehnic de urbanism al arhitectului șef, ulterior intrând în hotărâre de Consiliu General în vederea aprobării. Noi însă, până atunci, pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, așa cum s-a discutat, chiar pe soluții tehnice și chiar pe soluții punctuale, cu cetățenii rezidenți în acea zonă, chiar dacă cu întârziere, pentru care ne cerem scuze, dar obținerea vizelor, certificatelor și autorizațiilor a durat ceva mai mult decât ne așteptam. Alte impedimente în momentul de față nu mai există, s-au început lucrările în anumită zonă momentan. Avem 14 lucrări. Se lucrează din plin acum în zona lungilor. Ne vom extinde astfel ca până la jumătatea verii, cel târziu, să avem toate lucrurile de pietruire terminate, mai ales că acum peste vară timpul ne permite, este mai uscat, chiar dacă acum în ultima perioadă au fost câteva ploi, vă asigur că lucrurile se vor termina în termen util.